Bună dimineața, fraților, și bine v-am regăsit la un nou episod din Brasla Haiducilor, sezonul numărul 3. Suntem aici alături de domnul Cosma, exact ca și în episodul precedent. Și de Mr. Iuncio. Hello! Așa, să vă explic două chestii. În primul rând, în trei episoade am reușit toți un talent. De fapt, eu l-am reușit pe episod. Și s-a întâmplat asta. Dar stai așa, până să ajungem la diamante cu flexuri și de-astea, am făcut toți botezul pe Brasla Haiducilor, adică fiecare dintre noi a murit într-un fel sau altul. Cei doi am murit împreună, eu în lavă, din câte știți. Da. Și partea bună e că în momentul în care ne-am plimbat să venim către zona asta unde eram fixați noi aici, eu am găsit un boat de ăsta în care am găsit niște emeralde, diamante și chestii de astea și să plouă. Și am produit un sat. Am găsit un sat în direcția aceea și l-am dat practic la temelie. Adică gata, satul ăla nu mai e bun de nimic. Bun, în momentul de față eu și cu băieții am hotărât că bă, de început așa o să stăm toți ca trei domni, într-adevăr, ca trei antreprenori. Și o să și începem acum să ne întorc către bazele noastre și să vedem ce mai putem ne găsi pe drum, da? Corect, corect. Ce mai găsim noi pe drum? Cosma e un baștan cu ochi beliți. Ăla e. Și acum am plecat direct. Nu mai stă la discuții. De tu ce arba? Tu mai ai spațiu în inventar? Chiar un bloci. Eu mai am. Ia dezbracă-te un pic. Aruncă armura pe undeva. Gata, pune textila și hai să plecăm. Ciuncio încolo ai zis, nu? Direcția generală. Da. Bun. Trebuie să mergem încă 700 de cuburi în direcția asta. După care trebuie să mergem. Da, și după care trebuie să mergem. Audon porc. Melesiți tot, fiți vikingi. Vikingi v-a făcut mama, vikingi muriți. Nu nimic, mă, nu nimic. Păi mamele lor. Nu, sau. Di. Iepuri negru. Di iepuri. Acasă. Joana, ce faci tu? Fă Joana, nu pleca, așa. Ce schimbi de... i-am dat-o la fraier. Da, bă, și-a fost opa, opa. What is this? Un chest lăsat random de teme. Potato, nu mă plâng, îl iau. Care a fost aici? Ne facem fierb. Da, bă. Dar chiar bă, n-ai găsit morcov acolo lăsat? Ba da, am luat. Da, logic am luat. Am luat tot ce se poate planta. În afară de, cred că mai sunt câteva care nu se pot planta. Dar cred că satul avea cam toate. Cam tot da, bă. Da, bă, și ne-o ars creeper, exact când am găsit și noi diamond-uri în piește, iar bă, ne-o ars creeper, bă. Bă, să-mi bat picioarele, eram... Bă, băiazule, da, urât a fost aia. În aceeași pătrățică eram cu Cosma, numai să spawnă să tătătă. Drink pe noi. Hai, bă, nu știi să faci plesc în apă. Bă, dacă sar de aici, mor. Uitați-vă la mine. Bă, sar, mor. Da, mori. Nu stări. Nu trește. Și acum? Putem să mergem în direcția asta ca să-l facem și pe 200. Așa, după care trebuie să mergem tot în față. Da, suntem prea serioși, nu-mi place. De ce suntem atât de serioși? Mare parpureală. Pentru că suntem pe meleaguri străine. În mina noastră eram acolo în elementul nostru. Aici suntem pe tărmuri. Așa. Ungaria în teritorii. Ungaria. Așa. Ce mare scăriță, Oi, stai că eu m-am îmbătat cu cartofi. Așa. Bun. Așa. Stai să bă, ce scala dă, bă, ce putele verezi, bă. Bă, aici decât aia cu drum bun, aici parcă mai degrabă ar merge aia cu treceți batalioane române, Carpați. Carpații la arme cu frăză și flări. Bă, stai să vă regă. Are și trebol. Mie ce-mi place mie foarte tare la Cosma e că e nevoie doar să dea ok. Știi că după aia motorul merge singur. Adică doar zi trei cuvinte dintr-o melodie că după aia o cânte el pe toată. Zâmbi, mersi că mă abțin. Auzi? Știi la ce stăteam acum să mă gândesc? Care zice primele trei versuri din Lucea? Fă și după aia Cosma să-l termine. No.
Mai tripotele. I-ai dat închidere totală. Nici chiar așa departe, Tomași. Opa, dar stai că am greșit. Am greșit direcția, nu în stânga. Nu în stânga trebuie să mergem. Nu, pe asta am nimerit-o, că e 1400. 200 e în dreapta, nu în stânga. Am murit, Mr. Puff. Stai că trebuie să mă uit pe Discord. Enderman. Și negri lovesc din nou. O, for fucks. Oh, no, dau glumi cu negri, no. Oh, nu. No. Tați așa, bă. Tați așa, că mă faci. Mama lor. Daisy, n-ai scăpare. Yes. Hai da. Am înțeles că zici tu, Izzy, stai așa, stai, zici un zic. Așa, mai mergeți mai în față până îl facem pe 1400, după care merem până dreapta. Cred că am dat de... Așa. Și plasăm crafting tableul strategic și facem barcă, nu? Tabla, da, pune tabla. Ia, yeah. Venam lemn. Așa. Voi aveți? Așa. Cum să nu, întotdeauna iau aici barca Giufred pe păi felie. Și, bă, ce da, oameni! Da, urcă, bă! Urcă la... poți asta. Dar nu, bă, nu, vreau să pilot, asta îmi place, vreau să pilot. Parcă lor. Da, bă, că Buraga nu mai știe Minecraft. Da, bă, ia, bă, de cine așa, mă, ia, că mă duc eu cu Ciuciu, da, urcă. Ia, bă, săracule. Acum când ai copac, mă lasă, știi? Sărac. Nu-ți deloc cum ăsta. Ce-s batarioare române. Se vede teritoriul. Ce melodie am putea folosi pentru genul ăștia navali? Nu vine acum aminte niciunul. Bismarck in motion, king of the ocean. Nu, bă, stai așa, că sunt de pirați. Eu sunt piratul din Typhoon. Hopa de rida. Da, așa că avem aici o problemă. Trebuie să mergem pe canal. Canalul Dunăre, Marea Neagră, guys. În direcția aia. Dar de ce nu e barca în puii mei? Pentru că e aventură! Pentru că asta e aventură! Așa, dă-i acolo, Ciuciu, lasă, nu-l băga în seamă. Nu-l băga în seamă. Bun. Du-te tu cu barca, bă. Dică la. Așa. De ce să luăm barca și să o punem partea cealaltă când putem să facem drum la barcă? Exact, când putem să facem canal. Avem o... Deci uitați-vă la ei. Folosește scăldarea. Nu mă, că miere, dar nu că nu mai am. Deci uitați-vă la ei. Miere, mă, așa, Deci uitați-vă la ei. E, perfect. Uitați-vă la ei. Dar stai că tot trebuie să conduci. Bagă acolo. Deci uitați-vă la ei. Hai, bă, Buraga, ce stai atâta? Ce, voiai lavă? Lasă acolo. E, gata, la. Nu, zic, uitați-vă la voi că v-ați trimit acolo în panac când efectiv tot ce dați acela să-i barcă să o pui în altă parte. Bă, Buraga, după ce ești în urmă, mai și comentezi. Da, mai și comentezi. Mamă, săracul Dani n-are o zi deloc bună, bă, deloc, n-are o zi bună, Dani. Bă. Stai așa, că nu cunosc acest meleag. Stați așa. Îmi dă cu eroare. Cine Beteșiga? What? Unde am ajuns, omule? Uite la cheatră în copac, bă, n-am văzut așa ceva. Oh, aparent cineva mi-a scris greșit coordonatele și eu m-am luat după el. Excepțional. Urmați-mă, vă rog, stimabililor. Mai avem de aventura vreo 500 de bloace încolo și vreo 500 în direcția alealtă. Încolo unde? Stai așa, unde te-ai dus? Păi tot în față, dă-i. Uite pe aici, pe sus. Damn, cățeluș, bă, stai mă că am oase. A mie, uite. Attention. Hai, Alex. Așa. Parcur. Doară, frate. Cuțu. Două secunde. E pe partea elătă, bă. E pe partea elătă. Vreau să dau la ruletă. Dă-le cuțu. La ruletă. Una, două, trei, patru. Așa tot. Așa, hai la tot. Bă, mai am bunos dacă vreți. Așa, trebuie să mergem. Deci acum suntem la plus 200 și trebuie să mergem la plus 700. Și 1800. Hai de capul meu. Cel puțin așa cred. Cum adică mă așa cred? Nu, fai mișto de voi, știu unde duci? Da, așa cum aștept și până acum.
da, categoric, categoric, nu, nu, știu foarte bine, știu. Miroase, miroase pământul și zici unde trebuie să mergi. Exact. Da, bă, da. Mergem după cum bate vântul. Veteran de război, bă, Bă, dar mai ai o asta să-mi dai și mie. Nevoie de alea. Dar mai am unul asta, zic, poate ai bulan. Da, poate am. Ia, ia, ia. Uite, cățelușul, a, nu, ăla e al tău. Din soare, din soare, din soare. Bum. Merge să fii mălăstit. Da, da. Uite, aportul să plică de aia mică. O fie bibilică. Ne bă, bibilică. E bibilică, man. Mă, că-i frumos, mă, lasă cățelul în pașe. Era guați. Așa e, deci 400, aproape îl facem pe 700. De fapt, putem să mergem, uite așa. Mori. Las-o! Așa. Dă-i bucata. Ăla-i. Cine face cărți pentru aici, Advent? Da. Eu o să cred că o să fac zanul ăsta. El o să fie, o să fie un cărturar. Un cărturar. Da. Cărturarul din Alexandria. Hello? Suntem aici. Cinciu? Ah, înțeleg. Și la cum îl știu eu pe Cinciu o să-mi fie client fidel. Nu, măcarul! Ce dacă o să fac acum sezonul trecut când ai avut de spart nu știu câte blocuri prin Nether, ai murit de 3 ori și ai cerut 7 pickaxe-ul blue. O să fiu, o să fiu cel mai cărturar, cărturitor. Cel mai client fidel dintre fidel clienți. Mai fidel decât Fidel Castro, ce? Ah. N-am luat barca, nu! De ce n-am luat barca? N-am luat barca, dar... Asta mă, că suntem, avem talentul ăsta de not, așa, de sportiv. Ai, cicio, 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 luat-o pe nitru coșarului. Tarantam. Și nu ce o să crede în... Tarantam. Uite și căluți, nihoho. Nihoho. Ce bine că avem saddle-uri. Uite satul, uite satul, am găsit teritoriul. Teritoriul nostru. Teritoriul nostru. A nostru, a nostru. Pumpkin, bă, stai așa, stai așa, stai așa, eu o să mânță de pumpkin. Și în dreapta teoretic ar trebui să fie melon. Ar trebui să fie de ăla de shend. Hă? Na, oricum să știi ăsta Cosma. Tot ce am făcut noi rost acum pe drumul ăsta și mai departe. Adică dacă avem o singură sămânță de pumpkin, așteptăm o plantă, primești și tu una și așa mai departe. Adică nu te gândi că te lăsăm la o parte, acum gata, am ajuns, ceau fiecare pe cont propriu. Bun, părțim frumos. Uite, bă, teritoriul nostru, bă, cât a sătoiu. Asta e satul meu sau a tău? A... Teoretic. Da. Pe coordonat, că știu că erau coordonate. Nu, asta e a ta, asta e a ta, asta e a ta. Toată asta zona... nu și logica, n-are fierar, e că? N-are fierar. A, asta e zona mea, asta e toată, asta e zona mea? Da, 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 mai în stânga este și zona mea. Mâncare gratis, bă, mâncare gratis. Și unde e, care e țărmul ăla care l-am văzut noi fain? De pe mapă. Da. Păi țărmul fain? Care țărm fain? Stai, ce? Ăla care țărm fain pe granița Franței, cică, stai, ce? Ăla cu deșert? Bata acum. Nu, man. Ciubota aia. Ciubota. Yes. Ciubota e mai în dreapta. E mai în dreapta, mai în dreapta insulei este. Deci, practic și teoretic, căsuța lui Ciuncio... Dar ce faci, mă, satul meu, e sursă de tot de mâncare, ce doamne ferii? Dar ce ordine ai ajuns cu chiar așa mult. Sebe, și e Ciuncio unii. Eu m-am dus aici să explorez teritoriul, să... So this is me, yes? Stai să verific încă o dată. Să mă fac familiar cu zona. Well, yes, but actually no. Huh? Nu mai bloc de absolut nimic. Deci, în teorie... Ia stai mă așa, unde erau? Aici la informații sau unde erau? Da, la informații, dar nu te-a luat după ce scrie ăla, că l-a scris greșit acolo coordonatele. A, deci 1400 nu e unde suntem noi acum. Nu, total nu. Noi suntem la 1800 cu ceva 200 pe acolo. Arăta puțin mai bine pe hartă zona, sincer. Părea mea... da, uite țărmul, gata, l-am găsit țărmul. Perfect. Bă, dar nu fura, mă, toată mâncarea animală, bă! Că mai faci ei asta! A, nu, bă, fii atent, ăsta e al meu, aici e căsuța mea. Acum mi-am dat seama. A, nu, asta e așa, deci nu este dacă vrei satul tău... Mai trebuie să mai fie un sat. Asta e așa. Aha, deci nu e atât satul tău, deci ceapa ta de cuță. Nu, cuță, nu, bă-te, pare rău. Deci ți-l omor. Nu, bă. Gata, azorem. Vezi că o să dea de mine când îl ridici, știi, nu? Lol, serios?
Da, cred că da. Nu să vă stai piu, stai așa. Da, 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 de mine. Totul pe la Azorel. Jos. Gata, gata, băiete. Azorel nu lasă pe Burac. Nu. O să mă atace, să știi, nu, o să mă atace, n-ai cum să-l scoți. Faci, bă, dar stai, bă, că, bă, da, bă, mergea. Știu că la un moment dat s-o oprea, dar nu mai știu ce. A, se oprește după ce. Nu, lasă, după ce mor, da. No. Oh, nu. Nu. Și nu vreau să mor. Asta vreau zic. Dacă mă atacă, ți-l omor, să știi. Haideți să mergem într-o aventură. Deci în colo ar fi statul meu, corect? În colo ar fi teritoriul Buragian. Asta este statul Ciuncinian și încolo este teritoriul Buragian. Și pentru asta o să avem nevoie de o masă de crafting. Ai masă de crafting? Să mai faci bărcuțe. Așa. Ah, mi se pare că ești din range, mă. Mi se pare că ești din range, nu? Oare? Nu, cu tot mă atace, cred că. Oh my fuck. Ia încearcă. Păi nu, adică dragi, trebuie să duci la... Da, nu, mă mărie. Trebuie să pleci foarte departe un pic și mi se pare că după aia te uită. Dar dacă îi dai o carne? Dacă îi dai o bucată? Nu. Hai că-ți beligiu. Tu, dar ce fac? Opa! Am eu, dibs, am zis dibs. Nu, dar stai că dacă e lucrat. A, vei... Două secunde. Ăla se teleportează, mă. Ești sigur pe ei? Da. Nu, se teleportează. Am încredere, Tiri. Așa. O să vezi că se spawnează lângă tine. Doamne ajută. Așa. Ha? Să la ciordale, să cele în barcă. Yes. Așa. Deci ar trebui că pe aici, pe jos, până acest... E foarte faină zora, mă. Stai, mă, nu ne-am întors înapoi de unde a venit. Nu. Bă, eram acolo, eram în drept acolo, pe acolo am venit. Nici kelp. Uite, pe aici n-am fost, că nimeni n-a spart kelp. Așa. Da, noi am venit undeva din dreapta. Așa. Știi unde e locul la casa la care exact acolo unde mi-ai arătat atunci pe hartă. Știi că am găsit noi un loc mititel, exact acolo. Nu știu dacă ți-l aduce aminte, dar dacă vezi... Nu ne-am lăsat, stai așa că nu lăsăm undeva dus. Ce cordante aveți acum? A, 1800 cu 600, cu 700, na. Vezi? Aran, sunteți, am să așteptați un minut. Teleportation jutsu. Am ajuns la tine, mă. Am ajuns la tine, pe zonă. Deci 1800? 1900 cu 700, na. 1900 cu 700. Cel mai simplu. Uite, și uite, asta este satul lui Braga. Nu-l vandalizează, să-l văd și eu mai întâi. Vă rog mult. Și blocați sătenii. Am nevoie de sătenii. Am foarte mare nevoie de sătenii. Când vine înapoi nu mai are case, nu mai arde tot pe aici. Vă rog foarte mult. Asta ți-e insula. Perfect, da. Ești maker. Și uite, are case de-astea cu etaj, chestii. Are și văcuțe, uite că are și văcuțe, are văcuțe. Nu-l omorâți. Avem mâncare, vă rog. Ce transpirat eu. Trebuie să ne plătești. Da, chiar o să fac să fie și... Și uite, și căluți. Și căluți, bă, și căluți. Deci vă rog, nu vă bate joc de sătenii mei, vă rog mult. Am foarte mare nevoie de ei, fără mișto. Și muturi și toate cele. Da, are talent. Oh, uite, două bucăți de fier, random. Hello? Lua, serios? Da. Mersi. Da, mă, uite, vezi, dacă ești din range, nu te mai atacă cățul. Bă, leu, dar ce zonă faină, bă. Da, mă, e faină. Da, e super smecheră. Și oare ce parce! Ce am? Ai barcă. Barcă de aia, răsturnă. Nu vine, n-ai nimic. Te rog, stai. E de capitan de aia, nu? Dacă are... Ai. Și are ceva în ea sau atât să arge? Da, logic are. Are un chest. O, ai 6 diamante, emeralde. Oh! Deci ori de rang. Nu lăsa nimic. Da, băi, oameni buni. Deci ăsta ar fi teritoriul meu pe viitor, iar ăsta este teritoriul lui Buraga.
Așa. Insulița asta pe care o vedeți voi. Dar, având în vedere că suntem la început și suntem mai nableți așa de fel, o să cam stăm împreună, o să facem aici The Big echipă. O să dăm mare chef toți împreună, da, momentan. Dăm mare chef împreună, o să facem chestii împreună, o să fie interesant, bă, o să fie șmecher. O să fie șmecher. Am mers oricum, eu sunt fericit că s-au păstrat așa oricum. Planurile până acum ies exact cum ne-am dorit, să zic așa. Adică să se tot schimbe chestii pe aici și să nu mai fie nimic din cum am calculat-o noi că să fie inițial, dar da, nu, se pare că noroc și nu am e mers, caz. Am mers ceva mai mult, dar părerea mea e că merită foarte, foarte bine. Zona este foarte frumoasă, este foarte, foarte făinuță și o să vedeți că pe parcurs o să descoperim mai multe chestii. O să avem ceva deșert, ceva... Da, și acum nu vă spărați nici voi că vezi, doamne, bă, dar ăștia știau direct unde merg. Da, pentru că plăma am vrut să evităm toată partea asta în care stai să te gândești, bun, acum hai să stau să-mi caut baza, hai să fac așa. Am reușit să facem, adică mă rog, am discutat cu toții și am hotărât că ar fi o idee mai bună cât să ne rezervăm oarecum un teritoriu, cât să nu mai este conflictul de a intra unul peste baza celuilalt construind, pentru că fiecare o să construiască cât de mult își dorește el și na, hotărât că bă, decât să facem chestia asta mai bine efectiv facem, așa știm sediul de dinainte, știm fiecare unde merge fiecare și scăpăm de o grijă, să zic așa, și ne-am rezervat practic zonele și eu cu Ciunce ne-am hotărât la astea, eu una mai micuță, că nu sunt atât de spartan ca el încât să construiesc câte mai... Welcome Dark Ten! L-a pucat! Și... Și cam asta ar fi povestea mare parte și cred că noi următoarea dată când o să ne auzim, la mine cel puțin, o să fie cu un live, acum la ceilalți băieți, nu știu când o să postezi sau cum o să postezi, dar la mine o să fie cu un live în care să ne apucăm să minăm, să facem rost de resurse, domne, să fim bogați aici, să fim mândria serverului și evident că da, trebuie să împărțim acum totul, să vedem, să facem cum ne înțelegem cu Cosma ăsta, că am înțeles că fură mult. Ciordales, așa, da, și... E pădăbic Ciordales, omul meu. Nu ai cu cine, bă, cu Cosma asta nu poți să înțelegi. Dacă m-ați lăsat, nu mai. S-a dus. Așa. Na, bun, fraților, pentru mine, momentan, al doilea episod de Breasa se va opri cam aici. Băieți, voi mai continuați sau? Da, eu mai continuu. Oameni buni, ăsta a fost episodul, mulțumesc pentru atenție. Pa! Am înțeles.